sunt Rafael și bine v-am regăsit la Subnautica. Este timpul să ne reîntoarcem la acest joc mirific, mirobolant, extraordinar. Dacă este pentru prima oară când veți urmări acest joc la mine pe canal, e bine, vreau să știți că este un clasic. L-am jucat de mai multe ori, cred că am avut minim două serii cu el, dacă nu mă înșel, asta fiind a treia, dar am mai făcut noi episoade pe aici pe acolo, am avut niște încercări pe live-uri să joc pe hardcore, dar am murit parcă până la urmă sau nu mai continuat, nu mai știu. Jocul acesta îl iubesc foarte mult, îmi place enorm, enorm, enorm. Muzica genială, are niște mixuri, adică muzica, OST-ul, original soundtrack-ul, e incredibil. Ce auziți aici, pe fundal, nu știu de bine se aude, e tare și mai sunt alte multe melodii. Foarte multe live-uri le-am început cu muzica din Subnautica. Voi, la rândul vostru, cei care sunteți vechi pe canal, ați iubit foarte tare jocul acesta. Noi am avut în trecut o serie cu un episod pe săptămână, apărea mereu câte un episod. Vreau să știți că acest joc a fost foarte mult timp în Early Access, s-a lucrat foarte mult la el până când s-a lansat. Deci noi când l-am jucat prima oară, dacă vă uitați, căutați Rafael Subnautica, vedeți prin 2015-16, nu mai știu când s-a lansat jocul ăsta. S-a lansat în 2018, dar cred că în 2018 s-a lansat oficial, sau? Sau? Că uite, eu am lăsat review în 2017, deci ceva nu se leagă. E mult mai vechi de 2017 jocul, 2015, ceva de genul. În fine. O să vedeți că jucam o versiune de aia, Super, Pre-Alpha și așa mai departe. Jocul ăsta a avut mereu o problemă, n-a fost bine optimizat, dar acum că mi-am upgradat calculatorul și este monstru și efectiv ne jucăm în 2K, după cum bine observați, vreau să mai încercăm o dată pentru că ar trebui să meargă perfect. Avem la grafice aici totul pe high și, spre uimirea tuturor, de nicăieri, am văzut că s-a făcut un update la jocul ăsta. Și eram ceva gen, mă, ce se întâmplă update după de nicăieri, s-a lansat jocul și oamenii, fuck update. What? 7000 de oameni în jocul ăsta. Voi realizați ce înseamnă asta? Înseamnă mega wow. 7000 de oameni într-un joc care are câți ani? Peste 5 ani vechime, 6-7 ani. Insane, un joc survival unde nu se joacă nimeni, se bate cu alte jocuri multiplayer. În fine. Deci e o legendă jocul acesta. Și vreau să ne uităm puțin la update. Bine, cred că dacă dau click aici în deschidem browser sau da, deschidem browser. Deci fii atent, Subnautica Living Large Update. Large update, 14 decembrie anul ăsta. Mă, ce gen, uitați-vă că efectiv ultimul update mare este în 2021, ceva mic de tot. Original soundtrack release below zero, adică prin 2021 se mai întâmplau update-uri, adică de nicăieri, în fine, înțelegeți. Și din ce am înțeles, s-au adăugat multe chestii pe aici. Dar zice că a adăugat o cameră foarte mare și un glass dome de construit. Practic te ajută să-ți faci baza mai bine. Au adăugat niște chestii din Subnautica Below Zero, le-au adăugat și aici, layout-uri de construit și așa mai departe. Nu o să mergem pe toată bara, poate ajungem la conținutul ăsta nou și vedem care-i faza. Vreau mai mult să jucăm pentru nostalgie, nu știu cum să facem o serie. Poate încercăm un episod, 2-3, vedem cum prinde, dacă vă place și vă uitați, continuăm mai multe, dacă nu, acolo se oprește. Camera o puteți vedea în poza aici. Ok, este o cameră mult mai mare și acum o pot secționa tu cu pereți. Problema este, pe care aș vrea să o ating, este Subnautica Below Zero. Pentru că mă veți întreba, Rafa, de ce nu joci Subnautica Below Zero? Pentru că eu jocul ăla nu l-am terminat. Subnautica Below Zero nu e ce trebuie. Chiar sunt curios câți oameni sunt în joc. Adică a prins bine jocul? A avut succes? Asta sunt mega curios, dar nu mă lasă să intru. Ba da, 2000 de oameni. Se joacă cât de cât. Subnautica Below Zero se presupune că e continuarea jocului și explorezi, de fapt, nu știu dacă e tot planeta asta sau e o altă planetă, habar n-am, de e cumva conectat cu Subnautica asta normal. Nu îmi place deloc Subnautica Below Zero. Și ați spune că, bă, nu m-am jucat eu, dar uitați-vă că am 25 de ore. Efectiv, am încercat să fac un episod cu jocul ăsta și a trebuit să-l șterg, pentru că nu mi-a nici măcar nu l-am uploadat, doar l-am filmat și l-am șters. Atât de tare m-a enervat și m-a disperat jocul ăsta, pentru că are o hartă atât de încălcită și te doare mintea, coboară pe nu știu unde, învârte, te ieși pe deasupra, mergi pe pământ. E foarte încălcită harta, nu mai e farmecul ăla din Subnautica normal și de aia ne jucăm jocul ăsta mai vechi, care e Subnautica un clasic. Pentru că mă doare mintea, frate, la Subnautica Below Zero, îmi pare rău. That's not it, chief, așa se zicea pe vremea mea. Nu e ce trebuie jocul. Mi-aș fi dorit să fie ce trebuie și să-l jucăm și să-l terminăm, dar nu e ce trebuie, nu-mi place, nu știu, harta aia e un turn-off pentru mine, nu-mi place. Așa că revizităm Subnautica normal, e un clasic, n-ai cum să dai greș cu el, e top jocul. Chiar dacă eram în locul lor, refăceam jocul ăsta. Știi ce îi lipsește? Pentru că mă joc în rezoluție 2K
Dar nu pare că e ce trebuie ca grafic vorbind. Pe 2K nu, ceva e ciudat la joc. Mai ales sub apă, nu se vede atât de wow și e maxat. Știi? Aia ar fi singura mea problemă cu jocul, se simte așa un pic outdated, nu știu. Nu știu cum să zic, nu... Poate m-am obișnuit eu cu grafică prea bună. E ok, nu mă înțelegeți greșit, arată frumos jocul, dar nu e 100%, nu știu cum să zic. Însă ar trebui să meargă super bine, adică l-am blocat la 269 de frame-uri. Acum avem 264, ar trebui să meargă top jocul. Ideea e că noi suntem nu știu cine și coborâm cu un cu o prostie de asta. Deja a început să bage muzică forță cu click dreapta, lol. Coborâm cu un pod de ăsta, nu știu cum se numește. Au luat foc, am stins focul și nu avem curent momentan. Tableta asta ne ajută, noi lucrăm pentru Altera. Altera ne-a trimis pe insula asta ca să vedem ce se întâmplă cu ea. Pe planeta. Optimal outcome. Has now rebooted in emergency mode with one directive to keep you alive on an alien world. Lumea extraterestră. The data bank for detailed survival advice. Good luck. Good luck. Deci ce s-a întâmplat de fapt, cred că noi zburam cu o navă extrem de mare pe care o veți vedea aici. Și nava aia s-a prăbușit și până să se prăbușească, noi am reușit să scăpăm. Problema e că holy voice crack. Nu se știe, zero human. Doar noi am scăpat de pe toată racheta asta. Suntem singuri pe o planetă full de ocean și trebuie să supraviețuim. Cam ăsta e scopul. Dar spre finalul jocului aflăm că pe planeta aceasta există niște activități extraterestre. Începem să explorăm și eventual scăpăm cu o rachetă și plecăm de pe planetă. Nu știu dacă Subnautica Below Zero are legătură cu chestia asta, pentru că e o altă persoană în ăla și nu știu dacă lucrează tot pentru Aptera sau cum se numește situația. Nu mai știu povestea, îmi spuneți voi în comentarii. Însă, jocul e foarte mișto. Deci, bum, sub apă, mă arată bine, nu mă înțelegeți greșit, dar nu, parcă nu sunt, cum să vă explic eu, texturile astea parcă nu sunt făcute pentru 2K, să se vadă așa mișto, știi ce zic? Dar, la momentul de față, avem 265 de frame-uri. Adică ar trebui să rupă jocul ăsta pe frame-uri, pe tot, să nu mai fie lag. Mai aveam niște spike-uri înainte, mai... Da, acum îl cocoșează. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă. Hai să supraviețuim puțin pe aici, pe acolo, să mai învăț jocul. Am uitat, efectiv. Bun. Noi spargem niște pietre și adunăm cupru. Prindem pește ăștia nebuni. A, ăsta era pentru apă, mamă. Bladder fish. May have unexpected applications. Yauzi. Alien resources. Foarte rău de tot. Bă, ce chill e jocul. Bumerangi de ăștia. Bun. Noi adunăm niște pești. Nu știu cum intră cu extintorul ăsta sub apă, da, mă rog. Hai să notăm. Și trebuie să ne punem puțin pe picioare. Nu mai știu exact cu ce se mănâncă jocul, îți dai seama. Durează un pic până mă... Până facem să fie bine, să nu fie rău. Trebuie să... facem un repair tool din ce observ. Fabricatorul ăsta e regele. Apa o facem cu bladder fish. Mamă, cât de bine se mișcă jocul. Insane. Da, cu bumerangul putem să gătim. Dacă nu mă înșel, peștii se strică dacă nu... dacă nu îi consumi. Deci apă, avem 20 fix 100. Peștele ăsta, hai să-i facem pe amândoi ca să fie bine. Și spuneți-mi dacă v-a fost doar puțin așa de joc de Subnautica, mai știți care e faza cu el, nu mai știți. Hai să mâncăm noi aici. Avem câteva materiale, avem nutrient block, punem quartz, punem tot și o să ne uităm la un repair tool. Repair tool-ul, mamă, complication. Repair tool-ul e ăsta, silicon, rubber, titanium și cave sulfur. Cave sulfur știu cum se lua. Și jocul ăsta se bazează foarte mult pe crafting, pentru că ne trebuie silicon rubber, ne trebuie două d-astea. Creepvine seed cluster. Ok. Vreau să craftăm standard O2 tank și mai departe. Hai să mai explorăm puțin lumea. O să se facă noapte afară și devine puțin horror joc așa. A, uite în dreapta sus acolo că mi-apare rețeta. Cred că puteam să-i dau bind cumva. Forță.
Mai luăm niște pești de ăștia. Creature Egg. Este un ou extraterestru. Nu prea suntem bine pe oxigen. De aici poate să iasă și titanium. Și trebuie să înțelegeți că sunt biomuri în, în lumea aceasta. Sunt fel și fel de biomuri. Și fel și fel de monștri care te pot ataca. Și există Leviathan. Leviathan e cel mai mare monstru care e jalete cu el. Și mă atacă ceva, parcă erau niște rechini de aia nebuni. Cred că nu putem să notăm mai repede. O să ne trebuiască o șmechire cu niște baterii. Și muzica clasică. Mă, ce? Eu pește ăsta nu mi-aduc aminte de el. Mă, ce? Ce pește ăsta? Știe cineva? Oxygen. Gata, viața mea. Viața mea. Eu nu știu ce pește ăla, nu l-am văzut în viața mea. În viața vieților mele. Hai să intrăm pe dedesubt. Ca să nu mai facem animația aia. Jocul e genial, adică m-aș juca 10 ore m-aș juca. Exact acum 10 ore aș torpila. Bun, silicon rubber l-am craftat. Easy Lannis. Putem să facem lubricant și așa mai departe. Bun, ne uităm puțin aici. Bă, nu e rău. Nu e rău ce zici. Nu e rău, niște tălpiși de astea ca să mergem mai repede. 15% viteză. Cum si cum sa, așa, nu, e, nu mă dă pe spate. Gata, iubita mea, nu mai vorbi că le explic eu la băieți că am mai jucat jocul de 17 ori. Mă, ăsta ce că poți să-l gătești. Habar n-am ce se întâmplă aici. Au văzut cu tot peștele. Azi, deși apă. Mamă, e regele peștele ăsta. Hai să facem niște titanium. Scavenge parts-urile sunt niște bucăți rupte dintr-o navă aia mare. Sunt bucăți de metal pe care le facem în titanium. Titanium-ul e bun. Putem să craftăm o groază de chestii cu el. De exemplu, O2 tank pentru oxigen. O2 era să zic. Acum, vedeți? Fără el, avem 45 de secunde sub apă. Cu el, 75. Cred că sunt secunde, dacă nu mă înșel. Da? Echipamentul e mega, mega important. După aia o să ne facem ăsta mai mare. Geam putem să facem rost ușor. Silver ore nu mai știu. Ok. Celelalte chestii nu prea ne interesează. Deci pe partea asta suntem ok. Survival knife-ul nu e rău. Deci nu e rău. Hai să-l craftăm. Să-l avem în inventar. Și că a scos armele din blueprint-urile astea pentru că a fost un masacru nu știu unde, știi? Noi suntem foarte tehnologizați. Și atunci firma mamă ne-a scos toate blueprint-urile legate de arme. Și ne-a lăsat doar cuțitul. Sau omorât unii înainte, nu știu care. Și au ajuns la concluzia asta, știi ce zic? Bun. De aici vrem să facem repertul. Ne trebuie cave sulfur. Și sunt niște pești de aia care explodează. Știu exact. Ne trebuie niște baterii. Bateriile. Nu mai țin minte cum se craftau. Ne trebuie cupru și ciuperci. Bun, hai să ne mai plimbăm puțin pe afară. Asta putem să-l lăsăm, știi ce zic? Bun, bun, bun. Deci ne trebuie cave sulfur și ne trebuie ciupercuțe. Astea le putem tăia, în caz că ne trebuie vreodată. Bun. Aici avem destul titanium, nu ne mai trebuie bucățelele. Dacă zic corect, vin aici și tai asta. Ne dă astea care sunt destul de mișto, că sunt infinite cum ar veni. Știi ce zic? Și poți să le mănânci, îți cresc stațurile și ești bine. Bun. Hai să ne ducem la suprafață. Tragem puțin aer în tubul ăla. Bun. Și vreau să văd exact. Jocul ăsta e genul de joc pe care îl joci cu wiki-ul pornit. Nu o să avem lumină. Aia e problema. Și că viața crește ciudat. Trebuie să studiem mai mult biomurile, și că sunt fel și fel de biomuri. Pe aici e un rechin care te atacă. Îl știu dinainte. Cutiile astea sunt interesante că găsești fragmente, dar ne trebuie un scanner. Bun. Se lasă noaptea și o să fie jalete. Aș vrea, dacă se poate, să avem și noi un brightness un pic mai mare. Da? Un gamma, așa, puțin mai mare. Gamma! Da? Avem niște chestii pe acolo, dar reducem foarte jos. Nu, nu m-ar... Încă nu sunt pregătit pentru așa ceva.
Hai să vedem sulfurul ăla unde e. Cupru, uite, vezi, cupru e bun pentru baterii. O să ne facem un gadget cu care, pe care îl activăm și ne aruncă direct sus, ne scoate la suprafață. Ăla o să fie util. Da? Văd deja rechinul deasupra mea. Sau ce era? Uite-l. Ăla vine direct și ne atacă. Jocul arată destul de drăguț noaptea. Pe videoclip e un pic mai întunecat, că e cu placa de captură, nu filmez direct din calculator. Dar se mișcă extraordinar de bine jocul. Deci nu pot fi mai mândru de calculatorul ăsta. A meritat upgrade-ul, merge insane. Bun. Pe aici o să găsim noi Cave Sulfur, uite exact de acolo. Peștele ăsta nebun vine, explodează. Bă, n-avem ce să-i facem, că nu ne ținem cu el la viteză. Merge mult mai repede decât noi. Ne trebuie un gadget cu care mergem noi mai repede. Cum ar veni? Dar am luat Cave Sulfur, da? Bun, avem și cupru. Astea le putem sparge dacă dorim. Da? Ne zice că, bă, da, într-adevăr ne trebuie argintul. Ca să învățăm și noi ceva, sulfur se traduce sulf, atât, nu sulfur. Deci, ca să nu fiu chiar așa retard. Bun. Ok, hai să intrăm la loc și să vedem practic ce se întâmplă. Bun. Hai să ne punem puțin gândurile în ordine. Ok. Vreau să facem un pic de mâncărică. Ăsta intră bine. Și ne mai uităm o dată exact ce ne trebuie pentru repair-ul. Silicon rubber. Silicon rubber se face de aici. Trebuie iar... Ah, ba nu, am silicon rubber. Asta e partea nasoară la joc. Nu-ți arată itemele pe care tu le-ai în inventar. Ar trebui să-ți arate, să-ți țină cont. Să poți să craftezi direct cu ce ai în inventar. Nu să-ți stai să care itemele pe tine. Asta e cam questionable. E un pic nasol, știi? Dacă ar fi fost jocul meu, aș fi făcut schema asta. Te ajută mult și nu mai stai să cauți prin iteme. Dar mă rog. Avem repair tool-ul cu care o să reparăm asta. Aici primim niște mesaje. Ca să înțelegeți, noi, ok, suntem singurii care am rămas în viață, dar, foarte important, dar, pe nava aia au mai fost oameni. Oamenii au căzut cu tuburi exact cum avem și noi. Au căzut în apă, prin diferite părți ale hărții. Și oamenii au trimis niște mesaje și mesajele le ascultăm aici. Ia uzi. Da, mă, avem lumină. 9999 hours. Și că ne salvează cineva în 10 milioane de ore. Bun. Acum, nava asta noastră e nava de început care nu se duce niciodată. Curentul funcționează la infinit. Noi aici avem niște baterii care ar trebui înlocuite, știi? Dar noi nu o să le înlocuim niciodată, că așa e făcut asta, nu știu, trage de la soare, habar n-am. Pe viitor, când o să ne mai facem noi, ne trebuie baterii care le înlocuim, putem să punem panouri solare și așa mai departe. Deci e foarte mișto. Viața văd că noi refacem automat dacă mâncăm, deci suntem ok pe partea asta. Dar ce mă interesează pe mine să craftăm? Siglaidul ăsta e foarte OP, dar ca să craftăm ăla ne trebuie scannerul. Mă, noi trebuie să găsim o modalitate, să craftăm foarte ușor baterii. Aici e acid mushroom. Bateriile astea, mă, nu știu. Asta pot să-i dau unpin astea un pic să vedem. Deci îi dăm unpin frumos. Și aici avem tot. Avem mai multe mesaje, le putem asculta din nou. Nu ne interesează. Data de bază, baza de date, cum vreți să-i spuneți. Foarte multe informații și dacă vrei să citești despre fiecare item în parte, de exemplu, ouăle de extraterestru, zice că e dovadă că există niște extraterestri pe aici. Deci suntem bine pe partea asta. O să ne întâlnim cu dânsii. Un sfat gigantic pentru voi, uite cum sunt eu acum. Dacă nu știu unde sunt exact, ok, ciupercile astea, nu le mai văd eu, dar le vedeți în dreapta, da? Acid mushroom. Ei bine, cauți pe Wikipedia, dar dacă vrei
și mai simplu, cauți pe YouTube. Mereu o să fie cineva un video cu 100 de vizite cu un tip care îți arată exact cum să găsești ciupercile. Da? Ciupercile sunt foarte basic, adică se găsesc foarte ușor, sunt în biomul nostru, trebuie doar să te plimbi puțin. Hai să vă arăt exact. Ele, deja le-am văzut, da? Deci biomul de la spawn are foarte multe ciuperci, dacă nu mă înșel. Sau sunete? Dacă nu mă înșel, se respawnează, totul se respawnează aici, cred. Nu sunt finite, sunt infinite itemele, pentru că nu prea avea sens să nu se spawneze. Bun. Hai să mai luăm un peștiuc de ăsta. Ok, minunat, dar am făcut eu unul și am uitat să-l mănânc. Parcă. Mai are grijă cu ăștia că se strică, adică, uite, e deja old, vezi? Dacă e old, trebuie mâncat fresh și atunci pe moment. Mă rog. Că îi se duc nutrienții. Asta cred că e un update mai nou, că nu mi-aduc aminte de bara aceasta. Deci, forță. Forță, forță, forță. Ok. E bine, putem să facem bateria. Avem ciupercuțele. Ciupercile le vendem plin, adică vom găsi foarte ușor, ne trebuie doar cuprul ăla. Dar se găsește relativ ușor și cuprul, adică baterii poți să faci lejer. Bun, putem să facem și geam, hai să facem pentru viitor. Da, ok. Și avem scannerul. Foarte important, scannerul, găsești niște... Scanezi blueprinturi. Bun. Punem pe 2 și 3, da? Toate au baterii, toate trebuie reîncărcate, un pic bătaie de cap, dar pe viitor o să ne craftăm noi ceva care trage de la soare și încarcă direct bateriile. O să fie foarte mișto. Dar asta pe viitor, când o să avem noi o bază făcută ca lumea. Hai să... nu trebuia să-l fac pe ăsta, trebuia să fac sticla de apă. Da, sunt prostovătietăn, e ok. Bun, mai am eu pește să fac apă, că nu mai am. Asta este. Bun. Am făcut bateria... Vreau să fac siglaidul. Ca să fac siglaidul trebuie să așa. Ca să fac ăsta, ce ne trebuie? Ne trebuie geam, cu care putem face rost. Titanium avem deja. Deci ne trebuie quartz. Quartz cred că avem deja, adică... No, titanium avem lejer. Așa. Sigur mai avem noi niște quartz pe aici. Ok. Dați-mi o secundică. Se face de aici. Bun. Standardul ăla îl avem. Ok. Pathfinder-ul nu ne interesează. Flashlight-ul e bunicel. E bunicel, nu zic nu pentru noapte. Deja stau prea mult aici. Deci, standardul ăsta și atât. Ok. Atunci trebuie să-l dăm jos de pe noi din nou. E ciudat, pentru că avem deja itemul, dar nu l-am în inventar. E o chestie de asta mai nebună. Ok, și am craftat unul și mai mare și mai eficient. Perfect. Și acum avem 135. Adică e superb. Rebreeder-ul. Foarte important. Rebreeder-ul te ajută la... nu mai e CO2, nu știu ce nu e. Când te duci foarte jos la adâncimi foarte mari, asta te ajută să îți menții respirația mult mai bine. Că noi avem o limită până la care ne putem aduce. Din nou, ne putem duce. E o presiune care te apasă. Nu mai e eficient oxigenul. Știi, începe să scadă mult mai repede. Cu rebreeder-ul, ok, ați înțeles. Bun. Păi, o să luăm scannerul, mergem să scanăm niște chestii și ce ne interesează pe viitor, momentan nimic văd, avem cam tot ce ne trebuie. Ia, hai să ne uităm noi pe afară cum este. Pe nava aia asta o groază de chestii, dar o să ajungem mai târziu. Mai târziu, gândiți-vă că sunt extrem de multe biomuri. Ar fi mișto să ai un fel de hartă, dar nu ai. Pot eu să dau pin aici? Nu, trebuie să mă duc așa și să dau unpin, forță. Forță, forță, forță. Bă, n-am pus alea din inventar, cam ăla ar fi singurul minus. Titanium avem destul, sincer, uite, alea le putem scana. Trebuie să începem orice putem să scanăm. De exemplu, peștele ăsta. Zicem, bă. Oh my god. Da, tu ce zici să pleci în libertate? Mă interesează tot ce se poate despre peștele ăsta. Eye stalk. Zice că catching for predator, arată de ce are ochii așa mari. Că prinde el predatori, că face nu știu ce. Se mișcă foarte încet. Ierbivor, nu mănâncă zi, cărniță. Deci, e mișto. Dacă îți plac chestiile de genul ăsta și vrei să afli cât de multe despre... Uite, până și tubul ăsta îl scanezi. Deci, orice se scanează. E tare. Dacă te interesează pe tine și vrei să-ți bați capul. Bun, poți să-ți faci pat în jocul ăsta și să dormi, ca să știți. Și poți să-ți faci o navă gigantică cu pat și poți să dormi în ea. Bun. Ce mă interesează pe mine cel mai tare...
nu asta. Sunt niște bucățele pentru... Ne ducem exact în direcția asta, pe lângă nava aia mare. Și cu scannerul o să ne uităm în jos, că suntem sub 100 de metri. Scanner room fragment. Asta ne ajută ca să craftăm camere. Forță. Seamoth. Ăsta e mișto, Seamoth-ul. E o fel de, un fel de bărcuță cu care ne mișcăm noi super repede. Avem Seamoth-ul. Doar că am venit în zona proastă, cred eu. Pentru că n-am idee unde e Sea Glider-ul. Să fie în altă parte. Scanner room. Cred că și pe ăsta îl facem. Cred că ăsta e. Bun. Hai să... Nici nu știu. Trebuie să iau pești de ăștia. Să-i luăm cu noi. Și să mergem la bază. Să vedem ce ne trebuie ca să craftăm ăla. Perfect. Dacă vrei și voi să știți, aveți coordonatele aici în dreapta. Player World Velocity. Nu știu, vă uitați la stats-urile alea de pe acolo. Ok. Aici arată frumos jocul. Uite, dacă stau pe loc, se face calitate de la YouTube bună. Dacă mă mișc, începe să se ducă. Encoderul de la YouTube e făcut mai mult pe telefon și nu de pe monitor mare. Bun, superb. Hai să facem repede apa aia. Apa apică. Vezi, mâncarea abia a scăzut. Dar apa... altceva. O să trebuiască să ne facem habitat builder-ul, cred, ca să construim, pentru că ne trebuie storage. Chiar ne trebuie storage. Dar până la storage trebuie să ne mișcăm repede. Deci, copper wire puteam să fac lejer pentru chestia aia. După care lubricantul se face lejer, bateria se face ușor. Deci bateria se face ușor, lubricantul e cu creepvine-ul ăla, ceva de genul. Este să vedem, creepvine seed cluster, da. Nu știu dacă mai avem vreunul. Da, avem. Și am făcut și lubricantul și e gata. Uite că scrie sus. Ne învață ce e lubricantul. Vedeți sus pe mijloc că scrie putere, 43 din 75. Deci are electricitate și pe timp de zi crește. Asta e foarte șmecher. Long journey. E tare de tot ăsta. Stai puțin să vedem. Deci, quartz, toate astea, lead, titanium, tot ne trebuie, dar doar un slot avem? Mă, ceva e dubios aici, eu vă zic sincer. Mega dubios. Cum, frate, să ai doar un slot? No shot că e doar un slot. Atunci noi trebuie să ne facem efectiv habitat builder-ul. Da. Computer chip, wiring kit și battery. Mamă, alea sunt grele. Computer chip-ul, copper wire și gold. Wow, s-a lăsat în map, deci nebun. Ia uite ce frumos se vede. Vai, vai, vai. Hai să venim și noi ăsta la treabă. Ia vezi-l. Plus că are lumină. Adică, bă, frate, e mult prea mișto. Ne trebuie niște cupru. Și nu știu dacă îmi trebuie argint, aur. Ia vezi și mișto animația pe noapte așa. Frumos, frumos. Bun, deci ne trebuie silver, argint, cupru, aur, toate alea. Ca să facem noi rost de ele. Nici eu nu mai știu super mega exact de unde. Avem și lumină, folosim mult mai mult curent, din păcate. Astea sunt mai ascunse. Silverul gen argint și aurul sunt puțin de tot mai ascunse. Mai adunăm resurse din ce vedem. Biomul ăsta nu e bun. Știți de ce? Te poate ataca Leviathanul. Când te duci mult prea departe, o să poată să vină Leviathanul după tine. Și e cam moartea reală dacă vine. Fiți atenți, odată ce ajungeți aici, trebuie să vedeți că e o gaură în pământ undeva. Nici eu nu mai știu unde e gaura aia. Astea sunt. Deci sandstone. Astea sandstone îți dau și gold și silver. Deci sunt perfecte pentru ce ne trebuie nouă. Presupun că te interesează în mare parte iarba asta verde sau ce-o fi. Ok. Și o să ne uităm exact la chestiile mai înalte, că pietrele nu o să se... Cred că puține pietre sunt pe pământ.
De obicei sunt atașate, așa, știi? Exact. Acolo mai avem chestii de scanat. Mamă, dar e jale, ăsta e așa. La 30 ne dă warning-ul, deci de la 30 avem timp să urcăm. Trebuie rebreather-ul ăla neapărat. Oricum, Simothul e mișto că odată ce îl facem, dacă intrăm în el, ne reface oxigenul. Și atunci e mult mai lejer. Mamă, merge extrem de bine jocul. Deci se mișcă super fluid. Bă, cum e... Doamne, doamne, e insane, nu știu. Mi se pare wow. Știu câte frame-uri jucam înainte, dar merge... Buttery smooth. Avem gold. Mănâncă nările. Vreau să văd și eu aurul ăla. Avem aur și o bucată de silver. Trebuie mai mult. Ia aveți groapa asta. Uai de capul meu, ce-am atins, mă? Bă, ce mă? Mă, gâdile nările, ești nebun? V-au gâdilea vreodată nările? Am luat boala copiilor, ce mă? Bun. Două bucăți de silver. Hai să scanăm pe aici. Simothul nu ne interesează. Și ăsta e podul cuiva, ca să înțelegeți. Deci o persoană a trăit aici. Și este tableta altcuiva, știi? Dar ăsta ei s-a spart, l-au atacat monștrii. Cred, și a murit. Hai, bă, că trebuie să fie pe aici. Stai, uite, vezi, cu cuțitul îi dai direct o bucată. Mă, avem... eu cred că avem ce ne trebuie. Avem aurul și avem și silver. Hai să mergem înapoi. Home sweet home. N-am mai luat pești ca să mănânc, nu știu. Dar suntem ok, cred. Ia, mă, pești. Deci peștii nu se strică, fii atent. Chestie. Dacă îi țin inventar, nu se strică. Dacă îi faci mâncare... Asta e strategia. O, doctor, peștele. Îl mănâncă pe tot și tot mai e foame. Ceva e neregulă acolo. Bun. Fiți atenți, cam așa ne situăm. Cum mă, că făcusem ăla? L-am pus eu undeva? Copper wire-ul? Nu-l făcusem? Mă, sunt eu nebun, am crezut că l-am făcut. L-am făcut și am craftat altceva, înseamnă. Ne mai trebuie cupru sau... Nu, suntem bine. Deci avem ambele computer chip și wiring. Și facem și asta, așa. Deci condiții extreme, ați auzit ce zice? Hai să dăm unpin la toate. Și să începem tătis. De aici îți craftezi baza. Dar ca să-ți craftezi baza, mai întâi trebuie să deblochezi sloturile, câteva le ai. Sau mă rog, blueprinturile. Poți să faci o groază de chestii. Asta e foarte folositor. Solar panel. Da, panou solar. Mă, vom începe cu ceva de bază, aș zice eu. Cred că X-ul ăsta sau... Că nu mai știu exact care era... Mi se pare că așa-l facem. Și, bă, nu prea are super mega ultra relevanță. Oricum îl poți construi, îți dă materialele înapoi. Deci n-ai nicio treabă pe partea asta. Ok. Pardon, n-am vrut să fac asta. Nouă ne trebuie intrarea. Deci avem niște semne. Intrarea este hatch. Da, deci hatch-ul e important. Ca să facem treabă. Punem și ăsta aici așa. Ar trebui să citesc mesajul ăla din dreapta, dar nu mai contează. Bun. Și avem curent. Pe timp de zi se va regenera, vedeți sus pe mijloc. Super. Și ca să ne facem viața mai ușoară, o să trebuie să facem fabricator-ul. Dar o să facem un wall mount. Cum astea, nu știu exact cum ar trebui să le pun. Pot să pun pe pereți sau pot să pun altfel. Știi? Hai că punem așa și vedem dacă, ok? Și aici o să punem numele abonaților. Deci lăsați numele voastre în comentarii. Și noi ne putem arunca toate resursele, facem multe locare și ne putem începe ușor baza. Cu geamuri, cu tuneluri și așa mai departe. Cam acesta este progresul nostru pe ziua de astăzi. Ok? Noi ne vom duce aici și vom crafta. A, ne trebuie ăsta, mă, ca să facem mobile vehicle bay. Ca să facem ăla. Dar dacă ne uităm așa, sigur o să găsim noi blueprint-ul pentru Simoth. Vezi? Ne trebuie câteva iteme mai greu de luat. Power cell, titanium ingot
Și odată ce punem panouri solare pe troșcoleața asta noastră, cu ajutorul energiei geotermale, am putea să o numim, noi vom reuși să ne încărcăm baza. 100% dacă merge de aici, merită încercat, însă sunt anumite locuri pe hartă unde se produce foarte multă căldură. Acea căldură poate fi captată și o trecem în baza noastră. O transformăm în energie. Este un avantaj mare de tot. Acea energie nu se termină niciodată. Pe când panoul solar noaptea se oprește. Dar dacă pui foarte multe panouri, bine, nu prea are legătură câte panouri pui, dar de obicei îți ține pe timp de noapte, mai ales că poți să dormi în bază și se face zi la loc și îți vine energia. Dar de ce să nu încercăm ceva mai diferit, mai complex și eventual să ne facem o bază mult mai departe, nu neapărat aici la spawn. Bine, că vom avea și baza la spawn pentru că avem checkpoint-ul acesta, dar long term vreau să facem acel plan. Bun, bun, bun. Hai să ne mai uităm o dată să ne vedem pe unde ne situăm. Am trecut abonatul Alex, o să mai trecem câțiva abonați astăzi dacă mai facem storage, trebuie să adunăm mai multe materiale și așa mai departe. Aici, din păcate, noi trebuie să construim, dacă vrem, dar nu e obligatoriu, trebuie să facem acel fabricator, da? Titanium, gold și table coral sample, pe care cred că le am deja. Lifepod 3 înseamnă că nu doar noi am căzut din cu nava aceea gigantică și ne-am prăbușit, ci mult mai mulți oameni pe poduri diferite, pe încăperi de capsule, aș putea să le zic, cum avem și noi. Nu, să nu vă panicați. Nu plecați fără noi. Din păcate, spoiler alert, a cam murit toată lumea. Și doar noi am rămas în viață. Deci toate capsulele de genul acesta cu toți au murit. Sau nu știu unde s-au dus pentru că nu mai e nimeni. Și doar noi suntem. O să mergem și o să investigăm toate capsulele exact unde sunt, pentru că jocul ne trimite pe hartă să investigăm și cu 500% am exersat mai mult. Și ok, faci mișto de noi jocul oarecum. Pentru că robotul ne zice că felicitări, ai exersat extrem de mult și ai notat, asta e activitatea ta favorită. Pentru că noi trebuie să supraviețuim și doar notăm, adică nu avem încotro. Dar ceasul ăsta nu știe că noi trebuie să supraviețuim pe o insulă departe de casă. În fine. Să construiesc casa aici? Minunat, am construit-o. Yay! Băi, știu ceva? Nu mai îmi place aici. Ce ne facem acum? Păi apeși Q, îți dă toate materialele înapoi și o construiești altundeva. Șmecher de tot. Jocul nu te taxează. Ok? Bun, pentru că probabil, nu știu, să punem noi aici, baza se extinde mai mult de atât, o să vedeți și momentan facem așa ceva ca să fie funcțional, nu neapărat estetic. Facem mai târziu estetic. Bun, 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 minunat. Și avem un inventar, mult mai multe chestii, le depozităm și noi aici să fie totul bine, să nu fie rău. Am depozitat tot inventarul, luăm chestiile astea de care avem nevoie. De bază titanium asta, n-ai ce să-i zici. Îmi pare rău că nu au un grid ca să atașez la exactitate. Dar, mă rog, cred că ceva de genul acesta. Toate comentariile sunt încărcate și hai să alegem abonații Răzvan David, care zice o serie foarte nostalgică. Cam așa arată numele și dacă vreți și voi, lăsați un comentariu și o să alegem din secțiunea de comentarii. Desigur, dați un like și așa mai departe, susțineți seria. Mi-a deblocat un radiation suit, care este acesta. Avem la blueprints, îl avem noi... Ar trebui să mut face-ul mai așa, dacă tot sunt așa situat. Bă, mor de oxigen, stai așa. Deci, a bubuit ceva acolo la navetă și acum e foarte radiată zona. Da? Unde e, mă, acest suit? Acesta este costumul. Fiber mesh și lead. Nu e rău. Trebuie să mai sparg una de aia de lead, hai că știu exact care este. Am reușit să ne craftăm acest rebreather, care ne va ajuta să... respirăm mai bine. La ceva adâncime. Nu am compasul pentru că, dacă nu mă înșel, cred că ceva în genul ăla trebuie să ne ducem. Mamă, și noapte. Să începem aventura. Suntem în nicăieri. Îl avem pe frățiorul alături de noi și trebuie să schimbăm curând bateria aici, că ne-am plimbat destul. Pot eu să intru? Aia e întrebarea. Ne scoatem self-scan-ul și începem să analizăm tot ce găsim pe aici, să deblocăm iteme. Și ne rugăm că găsim un mobile bay. Vehicle mobile bay. Că e jalete, băieți. Uite-l. Ne mai trebuie încă unul. Avem 2 din 3. Vedeți lângă facecam.
Astea sunt interesante, apă. A pică. Un PDA abandonat. Deci aici a trăit cineva aici. E al unui om. Ce s-o de bă? De 100 de ori. Ok. Am uitat că sunt pe moarte, gen. Că n-am oxigen super mult. Bă, m-am crezut că am murit. Ce s-a întâmplat, mă? O să folosim asta până la 0%. Fall full la loc. Mancher vehicle, uite-l! Mobile vehicle bay. Mission accomplished. Problema e că nu știu să mai ies de aici. Brodere, ne-am dus. Ne-am dus la cucuieții de sus. God damn it, man. Nu știu să mai ies de aici. Prima, first death pe seria asta. Prea încălcit, bă. Nu cred că s-ar putea să pierd din item, nu știu ce am pierdut. You died and lost some belongings. Bă, ăstea pare că sunt înapoi, habar n-am ce am pierdut. N-am nicio idee, dar am deblocat ăla, deci suntem ok. Deci când mori, pierzi din iteme. E în regulă, e în regulă, e în regulă. Hai să vedem cum îl craftăm. Să vedem exact. Titanium, ingot, lubricant și power cell. Power cell nu-l avem. Lubricantul... There you go! Perfect! Și acum ne pregătim de Seamoth. Și suntem regii lumii. Oh, snap! Snappy snap! Bun, hai la suprafață. Avem rebreather-ul, apropo, putem să respirăm la adâncimea mai mare acum. Aruncă-l. Superb. Cu ăsta o să craftăm noi toate șmecheriile. Let's go. Seamoth. Deci, din nou, lubricant facem lejer, power cell facem lejer, titanium ingot lejer, lead lejer și glass tot la fel. Superb. Avem full, avem full, full, full. Ulicianist, nici nu știu ce unealtă mai trebuie pentru slotul 5, dar mai contează, nevermind. O să fie problemuță cu încărcatul ăsta, trebuie să tot refacem power cell-ul ăla, dar... Let's go, boys! E bun ăsta de tot, e bun, 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 merită toți banii. Pentru că o să putem să respirăm la adâncimi foarte mari. Ia, mă, să-l vedem. Da, tata să din înghețane, poți să-i pui upgrade-uri. Ok, undeva pe aici are, uite-l jos, are power cell-ul, care trebuie înlocuit, ok, dar baterii, power cell și așa mai departe nu se fac super, super greu, da, îl avem aici, este trebuie doar cu baterii, dar este un charger și o să ne uităm imediat să vedem cum facem rost de el dacă putem, foarte șmecher, ok, bun, și parcă are și un pic de storage, astea sunt niște upgrade-uri. Poți să te duci la adâncimi mai mari și așa mai departe. Și asta e tot? Really? Bun, prima noastră unealtă, pentru că dacă observați, uitați-mă stânga jos la oxigen. Avem 132, deci ne scade oxigenul, da? Și în momentul în care intrăm aici, bum, revine la loc. Asta e huge! Pentru că nu mai trebuie să ne ducem la suprafață, dar trebuie să avem grijă de el, chiar o să salvăm. Ca să nu... Că dacă se distruge... Hai că îl mai construim la loc. Bun, are lumini, are... Ești mecher de tot. N-ai ce să-i... N-ai ce să-i reproșez. Bun. Vreau să știu pe ce buton... A, pe când mă duc în jos. Perfect. Ok, tu stai acolo. Foarte important ca la mașină. Nu trebuie să-l uiți cu luminile pornite. Ar fi mișto să stingă lumine când te dai jos. Dar uneori îți trebuie când ești într-o zonă întunecată. Bun. Nu mă întrebați cum nu intră apă în el când desfacem aici. Deci n-am nici cea mai mică idee ce tehnologie folosesc ăștia. Superb, super. Trebuie să mă duc să prind niște pești că mi-e foame. Și o să începem să explorăm noi și mai multe chestii. Nu uitați un like dacă vă place Subnautica. Ok. Repair tool-ul. Foarte important repair tool-ul, că o să-l reparăm. Bam, 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 bam. Ok. Bun. Păi, pentru început trebuie să mai facem încă un power cell. Deci trebuie să mai facem niște baterii. Și... power cell ca să avem o baterie de backup pentru Seamoth, just in case, în caz că se întâmplă ceva, bam, 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 ne bam, avem tot ce trebuie, da? Bun,
Luăm câteva. Bă, cât de tare melodia. Și uite așa, stai și farmezi, știi? Dar de-aia eu tai pe episod, că vi se ia după o vreme. Facem cele două baterii promise. 1, 2. Power cell. Bam, bam, bam. D-type bateria. O putem încărca de la soare și asta, cât și bateriile normale. Superb, superb, superb. Ce ne mai trebuie nouă dacă ne uităm pe aici? Avem high capacity O2. Fins le avem. Avem rebreather. O să ne trebuiască radiation suit. Neapărat ăsta în caz că ne ducem pe lângă. 2 fiber mesh și 2 lean. Uite așa de un G-Fuel corect, desigur. Am aroma de green apple, care nu cred că mai este. Nu cred că s-a mai fabricat. Bună, rău aroma. Bună, bună, bună. Condor a 12% reducere. În descriere, geo de jocuri mai ieftine și scunsă treaba. Deci, suntem gata pentru acest radiation suit. Suntem gata, putem să ne ducem la radiații. N-avem absolut nicio treabă. De asemenea, nu uitați că există un radiation helmet. Really? Really? Nu știu ce să zic despre radiation helmet. Nu știu ce să zic. Lasă-l acolo și poate ne scade mai puțin în viață, dar nu cred. Habar n-am. Știți când ne jucam noi 60 seconds și aveam doar cască pentru radiație? Trebuie pe tot corpul, nu doar cască. În fine, lasă-l așa momentan. Astea nu le avem. Bun. Deci am atins și obiectivul acesta. Următorul obiectiv pentru mine ar fi să pot să încarc bateriile și bateriile foarte mari în bază. Întrebarea este unde pot să găsesc eu acel item? E prea departe, aia e întrebarea. Never mind, ne ducem la LifePod 3 pentru că am nevoie de un compas, că mă enervează la culme, că nu știu în ce direcție mă uit. Compasul e foarte important. Nord-vest, ne direcționăm și noi cumva. Ok, capitane, scoate ălea, du-mă direct așa. Binele, nu poți să le, nu e neapărat să le ascunzi. Foarte bine. Ia uite mă, tată. LifePod 3. Deci aici ar trebui să fie compasul. Tu vii cu mine acasă. Și cum intrăm în chestia asta? Deci exact ca al nostru. Doar că e prăbușit. Nu știu cum. Nu l-a oprit apa. Bine, de fapt, e mult mai shallow sau cum se zice. Nu e adânc. În fine. Compas. Da, tată, sărim din. Completați voi în comentarii. Compas. Și acum avem... Avem LifePod 3 Crewlog. Ce au vorbit ăștia din acest pod. Și zice, chiar crezi că ne va căra pe amândoi? Și zice că da. Fără probleme. I'm seeing the engineer problem. If I stop seeing... Ai cam nasol ăsta, nu ne zice nimic. Doar discutau ei despre ceva. Dacă poate să care ambei oamenii ăsta. Și după aia discută despre viteză, despre... Mă gândeam că e altceva așa mai interesant. Seaglide fragment, dar avem deja. Deci, noi avansăm un pic prea repede pentru joc. Pentru că jocul ne trimite aici, dar noi l-avem de mult. În fine. Bine, noi căutam și pe YouTube tutoriale să vedem locații, că dacă nu cauți și te duci după unde te trimite jocul, el a plantat special, știi, să te descurci. Acum ne întoarcem la loc, facem compasul și încerc să caut acel power cell charger. Bine te-am găsit, bine te-am găsit și avem... Nea compas, copper wire și wiring kit. Bun, hai că începe show. Copper wire, că avem deja cupru, deși e destul de greu de găsit. Copper wire și avem wiring kit. Ar trebui să mâncăm ce-i drept. Da, e creație. Avem unul, ne mai trebuie încă unul. Snappy snap, o să fie nasol. E multicel de căutat. Deci, v-am arătat care sunt. Sunt undeva pe o margine puse și sunt rotund. L-am găsit aproape, ia fi atent. Dar ne-a dat gold. E sandstone. Da, bă, îmi scade viața ușurel. Mă, știi care-i faza? Chiar n-are un inventar naveta asta, mă? Casificarat casca cu mine? Ne-a dat silver, l-am găsit. Bă, n-are asta un inventar? Really? Wiring kit, am zis corect? Da sau nu? În comentarii, scanner, nu vreau scanner, vreau compas. Da, mă, suntem și noi alți oameni acum. Mă, frate, nu există să n-ai tu un inventar la ăsta. Mă, ești sigur să fie un upgrade inventarul ăla? Mâncăm din greu, mâncăm din greu. Vești bune, vești proaste, vești proaste. Nu, vești bune.
Da, există o locație, nu, un item pentru storage, pentru Simo, da? Vestea proastă este în Aurora. Deci vestea bună este că mergem în Aurora. Da, și trebuie să mă echipez destul de bine. Bun, bun, bun. Păi, ce înseamnă destul de bine? Păi o să luăm niște cărămizi de-astea. Luăm cărămizile cu noi. Mâncare, gârlă, apă, mâncare, extintor. Și ne ducem, ok? Trebuie să intrăm în Aurora. Problema la Aurora este că... Hai să analizăm noi o secundică despre ce este vorba. Acolo este primul Leviathan. Ce înseamnă Leviathan, Irafai? Leviathan sunt niște monștri. Leviathan sau Leviathanii sau... E un tip de monstru care este extraordinar de mare și înfricoșător. Nu-l vezi, vine de nicăieri. De ce am pepperul ăla acolo? Mă, ce? Mi-a rămas blueprint de la pește. Ok. Deci Leviathanul ne cocoșează, ne sparge, ne distruge. Ca să scăpăm de frici în viață, trebuie să le înfruntăm. Deci, hai să ne întâlnim cu Leviathanul și să-l salutăm puțin. Acesta o să ne distrugă cel mai probabil Simothu, dar o să salvez și o să fim în regulă, da? Deci salvez de aici și hai să întâlnim Leviathanul, să faceți și voi cunoștință cu el, să ne speriem un pic, pentru că sunt foarte mulți în jocul acesta, dar lângă Aurora este pus să se spawneze și te cocoșează. Poți să te aperi cu Simothu dacă ai upgrade-urile necesare, pentru că el o să vină să te muște și tu poți să electrocutezi. Plus că ăsta are un sonar care îți arată exact podeaua și peste tot. Fără să vezi tu, îți arată ca un scan. E și mai chiar rău de tot. Cum știi că ești aproape de Leviathan? Facem un tutorial cu abonații. Ei bine, vei vedea că se va transforma într-un galben, așa, într-un... Nu, de fapt, culoarea nisipului. Da? Când s-a transformat în culoarea nisipului peisajul, exact cum vedeți aici, am intrat în zona Leviathanului. Acesta ne va ataca de nicăieri și ne va... Unde, bă, Leviathanul ăsta nebun? Uite-l! Mamă, nu ne-a văzut el? Noi l-am văzut pe el primul. What? Hey, what it do? Salut, brodere! Poți să mă prinzi? Nu poți! Nu poți! Nu poți să mă prinzi! Ești un Leviathan slab! Ia că ne dă cu coada! Și el o să ne muște și în mod normal îl electrocutezi. Dar asta să știți că te sperie destul de tare dacă nu-l vezi tu primul. Adică, efectiv a dispărut. Unde? Nu mai e nicăieri, genul. What? Bă, frate! Cine e un Leviathan cu minte? Ia vină, mă, dacă ești maker în clanță. Nu, nu, nu! Nu, bă, vezi că am muncit bula Simothul ăla. Bă, lasă-l mă în pace. Lasă-l în pace, nebernicule, că stai aici. Te tai. Te tai. Uite, bă, am intrat prin el, ești nebun. Joc de 5 ani vechime și încă mai sunt bug-uri de-astea. Și acum îl reparăm. Mamă, 16% aproape l-a distrus. Don't mind me, doar îmi repar Simothul. Iată, ca nou. Bă, de ce nu există unealta asta și în viața reală? S-a reparat. Și între timp ia să văd eu ce se întâmplă aici. A, sunt cu frățiorul meu aici dacă... Ai ceșea. Ai, frate, iar. Bă, lasă-l, bă, în pace. O jucărie pentru el. Te-l scoate la suprafață. Zboară. Bă, frate, așa ce voi n-au văzut în viața mea. Leviathan care zboară. Mă, ce? De când joc eu Subnautica, de 70 de ani, eu n-am văzut așa ceva. A rămas acolo? Bă, frate! Ah, mai ai și pe mine la rost, acum este? Mă, de eu nu mai am medkit ăla? Mai lași și pe mine la rost, după ce că mi-ai lăsat ăla în aer. Trebuie să acum chiar trebuie să resete salvarea. Adică l-a distrus one shot. Chiar voiam să-l repar și să plecăm. Deci a înțeles toată lumea, da? Mi-a buguit efectiv ăsta, pentru că el în mod normal, bine, cred că are o animație de sare, dar ați văzut că de sus a sărit 100 și ceva de metri. Și a buguit ăsta, trebuia să cadă. El a căzut, dar ăla nu. Nu, mi-am luat casca, da? Am casca de radiație. Hai să mergem în Aurora să găsim. Deci este un upgrade ce se pune exact undeva pe aici și o să fie un attachment exterior. E ca un ghiozdănel mic, da? În care poți să-ți... Reaper-ul încă se poate spawna, dar nu ne pasă. Noi trebuie să ajungem în... Life form readings
într-o zonă, nu mai știu cum se numește. Prawn, prawn suit, prawn ceva? Mamă, să vezi ce ne cocoșează ăștia acum. Bun, salvăm aici, ne dăm jos. Să vezi ce ne cocoșează, frățiorii. Băi, lăsați-mă în pace. Laser cutters, ne zice că avem nevoie. Are dreptate, cu laser cutter-ul o să deblocăm niște uși blocate. O să tăiem niște uși, deci nu avem laser cutter-ul. Nu cred că l-avem deblocat deloc, nici nu pot să mă uit că o să mă atace căpcăunii ăștia. Zici că sunt crabii aia, era o memă cu ei acum 2 ani când era. Când era cineva banat sau era he's gone, ceva de genul, cântau crabii aia, hai că știți melodia. Bun, practic luăm tot ce se poate, chiar aș vrea să... Amă frate, lasă-mă. Human tissues? Țesut uman? Ce mă? Problema e că nu știu încotro mă duc, aia e cea mai... Ah, trebuie să mă duc sub apă eu, mă! Sau? Bă, ce prost sunt, cred că trebuie să mă duc sub apă, că pe acolo intrăm. A, ba nu mă, intrăm pe aici. Really? Voi vă dați seama că într-o lună și ceva se lansează The Forest 2? Holy smokes, sunt hype pentru jocul ăla. Holy smokes, baby! Bun, o să trebuiască să punem asta pe 5, sincer. Sincer să fiu cu voi. Pe noi ne interesează prawn suit location, ceva de genul. Am, a murit cineva aici. Aurora Engineering Drone. O dronă. Mamă, ăsta e tare rău. Parcă ăsta era itemul. E un item cu care poți să bați Leviathanul. L-am bătut în seria anterioară sau... Cred că seria anterioară, nu mai știu. Prawn suit location, nu știu unde e, aia e buba. Hai să ne uităm puțin, că sunt curios. Deci, pe mine mă interesează laser cutter. Chiar trebuie să mă duc înapoi să-l fac? Sau putem să-l facem și fără? Nici măcar nu-l avem deblocat. What? Nu avem deblocat laser cutter? Nu avem laserul ăla deblocat, bă. Ripol, ăsta da, e parcă. Sau nu mai era alt item? Da, bă, n-avem laser cutter. Bă, atunci sperăm că nu e pe aici. Bun, bun, bun. Avem baterii. Administration, nu știu dacă acolo e. Ce mă? A, e click dreapta, lol. Bun, bun, bun. Vă place episodul până acum? A fost doar de Subnautica sau nu? A, n-avem mă ce să căutăm aici. Aici era un coș de gunoi, parcă, sau? Ia, ăștia ce mai zic? Notițe. Suntem în spațiu. Am trecut de galaxie. A, și aici are notate niște informații. Date de naștere și așa mai departe. Hai să scanăm și noi pe aici, că să ne facem birou. Ăsta e mă coșul de gunoi, wow! Cu coșul de gunoi poți să distrugi iteme. Pentru că tu în joc, în mod normal, nu poți să distrugi iteme. Ele e tare. Dacă eu vreau să arunc ceva, îl arunc în ocean. Nu pot să... Dar în coșul de gunoi dispare de tot. Altera launches the Aurora. Mă, ce e aici? Nimic, ok. Un pic de foc nu strică. Nu e mă bine pe aici. Cargo Bay 3 ăla, dar nu știu cum să ajung. Că poți să treci pe acolo, vezi? Aș putea să sar de deasupra, dar mie că mă blochez. Știi ce zic? Mie că... A, lol! Ui, what? Mă, ce? Poate favor prostie. Deci, din păcate, trebuie să plecăm de aici, trebuie să ne cărăm, ne pierdem timpul. Trebuie să craftăm ambele iteme, nu sunt aici niciunul din ele. Hai să mergem să le luăm. Cred că pot să sar direct în apă. Geronimo! Boing! Amazing! Mamă, cât de mare e nava asta, insane! E absolut insane! Avem 62% baterie. Nu stăm super, super bine. Stai să schimb casca repede. Nu, nu, nu. Șoare, bă, mă atacă orice aici. Bun, ce e asta? Bioreactor. Cred că bioreactorul o să ne trebuiască. Sau? Mi se pare că bioreactorul e ăla de care vă ziceam eu. Da, da, e super important. Asta chiar ne trebuie. Și am găsit ceva.
Laser Cutter Fragment. Câte ne trebuie? Unul din trei, mamă. Aici avem o peșteră tare cu care o să interacționăm noi, cred că în episodul viitor. Am găsit ăsta, am intrat din nou în toată nebunia. Mai sunt iteme de căutat pe aici. Am o battery charger fragment. What? Asta e battery, nu e... Mamă, ce prost sunt. Credeam că e ăla de power cell. Nu, ăsta e ăla de battery. Sunt o groază de chestii de căutat pe aici, sincer. Cât de cât, dar unde greși... Mamă, sunt mai multe ieșiri? Nu te cred. Cred că asta e una din ieșirile alea greșite. Da. Asta... Ba nu. Ia uite, mă, tată. Și unde e ăla? Ha? Nu știu unde se caută ălălalt. Ne mai trebuie un fragment și nu știu care e. Ăsta, Propulsion Cannon. Ia vezi-l. Bum. Bă, eu zic că am progresat frumos în episodul de astăzi. Avem și laser cutter, avem mai multe chestii. Bun, ăsta o să ne ajute mega mult. Nu prea stăm super ok cu viața pentru că... Da, mâncăm așa, bem așa, fi antenă. Și acum trebuie să explorăm mult de tot. Bă, dar nu pot să-mi fac mai mult de high capacity tank. Ia uite-l, mă. Battery fragment charger, ăsta e bun. Ne încărcăm bateriile. Și ne mai trebuie ăla de power cell, da? Băi, mă. Wow, ca să deschidem ușa, fii atent. Asta ne lipsea nouă. Hopa. Ok, hai că mai facem încă o tură. Să învăț ăsta pe de rost. Deci încep să îl învăț literalmente pe de rost să mă învârt pe aici, că trebuie să mă duc și să mă întorc. Nimic. Ai o ieșire. Oh, snap. Uai, trebuie să venim aici în capăt, înseamnă că avem intrare mult mai rapidă. A fost un shortcut ăla. Noi avem un acces mult mai rapid, ok. Aia căutam, bă, frate. Cât am căutat. Gata, mă. Ok, putem să facem și propulsionul ăla. Bun, și cu ăsta putem să mutăm obiectele. Deci ăsta nu e de ofensivă, e de altceva. La. În direcția... Spre Aurora ne ducem în camera aia de care v-am zis. Și am ajuns. A durat ceva, ok. Minunat. Aruncăm astea. Le dăm la o parte. Cutii tot. Și începe distracția. Cred că o să dau un save de aici ca să nu fie nevoie să mai vin încă o dată. Am găsit și o baterie că se termină la ăsta. Și... Mamă, era un cod, dar nu mai știu care. Deci noi când ne-am uitat pe voice log. Stai așa, codes, no to self, 1454. Ce, mă? Credeam că cu degetul ăla apeși, dar... Not really. Bun, deschiz ușa aici. Coborâm. Deci ca să luăm ce ne interesează pe noi. Bubuie pe aici, mă rog. Desigur că o să... Avem multe chestii de scanat. Dar nu ne interesează... Specific acum. Nu știu ce am găsit pe acolo. Luăm niște apă. Intrăm sub apă. Și avem... Seamoth Bay... Mai era mai jos sau... Drive Room? Nu, asta e camera, cred. Exact. Ne trebuie laser cutter. Cam gata. Avem acces aici. Și... Mă, nu știu dacă am ajuns bine sau... Nu, nu e bine aici. Prawn Bay, cred că asta ne interesează. Stai.
Da, 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 asta ne interesează. Mai am extintorul ăla? Da, da, da. Vedeți că trebuie să te plimbi? Trebuie să reparăm ușa. Se leagă cablurile singure, deci că dau timpul înapoi. Gata, tat. O dai? Ăsta e șmecherul de tot. Ia uite-l. Ăsta e. Ăla e, de acolo ceva de genul trebuie luat. Zic că am venit bine și că nu mi-a mirosit timpul, te rog. Let's go, storage module. Regele sau nu? Pentru că am prăpădit prea mult timp, efectiv, din episod. Adică nu am prăpădit timp, dar zi, am făcut destul de multe chestii astăzi și nu știu dacă vă uitați voi așa mult la joc. Eu zic să lăsăm pentru episodul viitor, da? Ne cărăm de aici. Bă, nu știu dacă m-am dus bine. Eu zic să ne întoarcem la băzuța noastră. Dar avem Simo-tu aici, aveți. 3, 2, 1. Bam, baby. Și fii antenă aici, că asta am căutat atâta timp. Bă, câte chestii a trebuit să craftăm ca să facem rost de un simplu item. Let's go se numește. Ia uite-l tat. Joacă-l tat. Am 3 baterii full, dar dacă nu-i scoatem baterie de aici, unload battery. Ok. Și noi o putem încărca. Cred că o să trebuiască să mai craftăm câteva baterii, să avem mereu așa un ciclu de baterii, să fie mereu full și așa mai departe. Panourile solare își fac treaba, deci nu avem niciun stres pe partea aceasta. Sincer, avem destule baterii, că toate aparatele noastre au baterii în ele, plus că mai avem 3. Deci, n-are sens să mai craftăm nimic. Hai să mai punem noi din titanium, cred, din astea, așa. O să ne facem și mai mult depozit. Asta nu prea am ce să fac cu ea, dar dacă țineți minte foarte bine, domnilor și doamnelor, pe acest Seamoth am făcut un storage de data trecută și avem noi o cască în caz că trebuie să ne ducem la adâncimi mai mari. Seamoth-ul nostru mai are nevoie de câteva upgrade-uri ca să putem să ne ducem și la adâncimi mai mari, nu numai noi personal, dar și Seamoth-ul, ok? Deci sunt două chestii separate. Noi avem rebreeder-ul, casca aia pe care a zis-o adineau, ne ducem pe la 100-200 de metri și Seamoth-ul începe să se distrugă. În fine, fiți antenă ce vom face astăzi. Păi, în primul și în primul rând, hai să mergem să luăm noi blueprint-ul, ați auzit corect, pentru noile camere. Nu știu de ce au fost făcute așa, dar îți deblochează toate camerele deodată. Fiți atenți. După care ne ghidăm sunt chestiile astea. Nici nu știu ce e, dacă mă întrebi. Este un floater. N-am idee, niciodată n-am folosit ăsta. Ia să vedem. Sunt niște specii care trăiesc în simbioză, așa, împreună. N-am idee ce faci cu ele, mă rog. Ne ducem noi în simătă înapoi. Și mergem pe coasta asta, așa, drept în față. Și lângă această peșteră o să le facem și o bază, dar nu în locația asta, o să vă arăt că e puțin mai încolo. Dar peștera de aici, foarte importantă, pentru că... What the freak, man? Bă, noi ar trebui să reparăm ăsta, actually. Nu, omul meu, nu click stânga. Mamă, îmi bubuie sunetul în căști. Ok. Fiți atenți. We're going in, boys! Hai să salvăm just in case. Dar n-are ce se întâmple. Șmecheria la locația asta este că fix jos mănâncă mâștoțile, fix jos găsim camera de care nu avem nevoie. Și fiți atenți. De la 200 de metri ni se distruge naveta, fii atent. Uite-te în dreapta jos, ne scade viața navetei. Deci aceasta trebuie să rămână mai sus. O dăm pe la 187, că poate cade ea singură. Ne punem casca asta și schimbăm radiațiile. Și acum pe spate ne ducem jos. Problema e că aici e un monstru, e șarpele la șarpe miu care te atacă. Dar în locația aceasta cred că suntem ok. Bun, fiți antenă. Venim și scanăm tot ce prindem pe aici. Chiar putem să intrăm înăuntru. Thermal plant, nu știu dacă avem, parcă? Ăla era care ne trebuia nouă de data trecută, thermal plant-ul. Multi-purpose room, asta căutați. Fiți atenți ce se întâmplă când îl scanăm. Ne deblochează multe camere deodată.
Și e șmecher care are și geampe deasupra. Sunt două chestii separate. Fie antenăm. Ia vezi. Boom, large room. Large room cu geam. Multipurpose room cu geam. Pereți. O, frate, tot acum unii l-a dat. Cât de mișto e ăla. Glass dome, se vadă super mișto. Pentru că are full geam pe deasupra. Ala e aceeași cameră, doar care are geamul deasupra. O să vedeți, e mult prea tare. Și de aici să beau apă. Vezi cu toți apă. Water filtration, mamă, mișto. Ce s-aude, bă? Problema e că rămânem fără oxigen. Ia vezi, mai e ceva de scanat pe aici? Aveam niște apă în inventar, parcă. Stinger ăsta te înțeapă. Trebuie să te ferești de el. Bă, nu pot să mă duc pe scările astea, că nu mai avem mult oxigen. Le ducem după aia. Intrăm aici. Desfacem astea. Wow, high capacity tank. Mamă, trebuie să-l facem, neapărat. Patul e foarte folositor când dai skip la noapte, pentru că dormi. Și ia să vază ochiul nostru. Observatory, care e full geam. Șmecheros, dar durează să-l scanezi, văd. Let's go. Ok. Aici cobori? E același lucru, văd. Deci am scanat destule momentan. Vreau să ne întoarcem. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Well, that's pretty bad. Da. Hai să facem noi asta. Tot trebuie să dăm switch la căști. Radiation, vezi? E enervant puțin. Plasteel ingot. Not bad. Nu e groaznic, doar că aici ne trebuie titanium, lithium avem și ne trebuie niște quartz. Ok. Asta e biomul și dacă ai prone suit, e foarte mișto. Pentru că vii și poți să sapi în ăsta. Avem cyclopsul, că nici măcar nu știu. Oh! Deci aici se află cyclopsul, ce chestie. Două deodată, încă unul și ăla e cyclopsul, dar nu știu că nu cred că avem nevoie de el astăzi. Cam mai e toată chestiuța. Wow, ce mă ăla. Ia să interacționăm puțin cu el să vedem. Frățic, tu ce ești? Wow. Poate mi încarcă bateriile. Ce s-o de bă? Stai bă să te scanez. Cap de muscă. Wow. Ampeel. A powerful predator found inhibiting the deeper waters. Ești predator? Gata mă, ho, că nu-ți fac nimic, ce ai cu mine. Da, găsim lithium pe aici, trebuie doar să fim cu ochii în patru. E puțin de explorat. De-aia ne trebuie un ultra high capacity tank. L-am deblocat din aur, ați văzut. Doar că nu pot să-l craftez pentru că îmi trebuie un item separat. E un... știi, nu mai facem un fabricator luat de pe perete. E altceva. Mă, deci e cyclopsul... A, bridge... Cred că e altceva, mă, față de cyclopsul normal. Un pat. O să pot să dorm în el, e întrebarea. Că e cam pus ciudat. Să dăm skip la noapte. Vine ziua pentru că noi avem panou solar, merge doar ziua. Dar unde ne facem baza nu mai contează, o să fie non-stop energie. Pentru că tragem geotermală din... o să vedeți ce încercăm să facem. Ok, scoatem patul atunci. E universal patul ăsta, dormi el și scoți. Gata, la gunoi. Bun, bateriile s-au încărcat, toată lumea este în regulă. Chiar și bateria noastră s-a încărcat, dacă vă vine să credeți. Pentru că am dormit. Bun. E un pic migălos, n-avem ce să zicem. Între timp, link în descriere, codul RAF, GFL 12% de reducere, știți cum stă treaba. Așa, și avem camera aia mare. Ia mă, hai să o vizualizăm puțin de tot. Să mai facem și geam. Dar, cam așa se prezintă. Ok, cămăruța. Imediat vă arăt. Nu o să putem să intrăm, dacă zic corect, pentru că o să-i punem noi unde la separat. Dar gândiți-vă că o să vină chestia asta deasupra.
Și o să vezi înăuntru tot. Holy smokes, cât de mișto o să arate. Noi acum vom farma dinți. Adică ați auzit corect. Venim aici, aruncăm chestii de-astea. Dar nu i-a căzut dintele. Ba da, uite-l! Wow, bine mă! Dar nu știu. Uite, dinte. Cam așa ne situăm. Și jos de tot o să găsiți de-astea de quartz. Deja am luat câteva. Și e full. Nu știu dacă se respawnează vreodată. Inventarul plin. Bă! Eu zic că avem cât de cât materiale. Avem dinți, avem geam, avem mai multe prostioare. Fiți antenă. Deci noi o să înlocuim din nou. Știu că asta fac non-stop, înlocuiesc baterii, dar n-am ce să fac. Ce o să facem este să creăm un power cell de stat charger, că nu e prea bine. Uite, acum trebuie să-l încărcăm, dar n-avem unde. E relevant. Fiți atenți. Nu știu exact unde e locația, dar de la ăsta, vedeți compasul pe unde mă duc. Ceva gen vest-nord-vest și o să ne dăm seama imediat vizual. O să ajungem în, nu știu ce e asta, dacă ne uităm noi în dreapta, este Kelp Forest. Glassy Plateau. Bun, de la Glassy Plateau ne plimbăm noi pe așa și ne uităm după chestia aia. Ăla e punctul nostru, reperul nostru, pentru că... Ei bine, domnilor și doamnelor și domnilor, aici o să fie baza noastră. De ce vă veți întreba? Pentru că dacă ne ducem noi așa, o să vedeți din nou Jelly Shroom Cave. Iar la Jelly Shroom Cave o să observați... Ia uite-l, tată! Geotermal. Full de energie. Mamă, ce bine vine baza aici, nu vine să cred. Mamă, e perfect cum vine baza, e perfect. Că o să fie foarte ușor de tras energia geotermală. Super, super. Bă, da, am uitat, le-a prinse. Farurile, ok. Întrebare de baraj. Cam cum vrem noi să facem bazuca? Pentru că... Vrem noi să o poziționăm așa? Sau așa? Eu am gândit că în genul acela și mă încurcă puțin chestiuța aia, dar să construim, să vedem cam cum ar da cămăruța asta. Boom. Odată. După care luăm toate alea, punem așa și trebuie să punem intrarea. Ce va fi plasată așa. Deci eu uitasem să fac asta cu dintele de stalker. Parcă de 4 aveam nevoie. Dacă zic eu corect. Minunat, minunat. Hai să-i facem acoperișul de geam. Trebuie să-i pun panouri solare. Ba, am uitat de alea. Nu o să aibă curent deloc, dar vrem să aibă curent sau nu? Stai un pic să vedem. Nu prea are putere, văd. Și cred că o să se distrugă, adică... mă, nu te cred. Ba, am luat ăla. A, gata. Mă, și miram, zic, bă, am luat materialele. Mamă, e la limită bazuca noastră. Fii atent, ce tare. Let's go. N-avem oxigen, dar... E un început. Arată fresh, geamul deasupra. Super, super, super. Nu arată rău deloc. Poziția, ne place poziția? Bă, parcă ar merge un pic mai la stânga, sau? Deci am mâncat, am băut, e totul în regulă, se cam facă noapte, dar fiți atenți, am găsit locația pentru thermal plant. Vii de aici, de la spawn, și îi dai între sud și sud-vest, deci foarte important compasul, pentru că e tare rău de tot să-ți faci o salvare separată, unde explorezi și faci toate cele, ca să poți să fac pe salvarea principală direct, știi, să nu pierdem super mult timp. Că am ajuns, dacă zic bine, asta e locația. Ia să ne și uităm. Aha, aha. Se prezintă ok. Era mai jos, ok. Bun, deci aici este Thermal Plant Fragment. Zic că ăsta e ceea ce îmi trebuia. Let's go, boys. Deci ne-am mai găsit unul. Aia era chestia. Ăsta e perfect. Care era, mă? Ăsta, nu. Bă, ce nebun sunt, ăsta e. Pentru că e la categoria de astea de modul exterior pentru energie. Deci o să punem vreo 4 de astea, nu știu câte punem, 1, 2, în fine. Mamă, magnatita de aia de unde o-i face rost, nu mai eu știu. Așa, moonpool fragment, hai să vedem, dar parcă am. A, nu aveam moonpool deblocat, wow. Quartz,
Moonpool avem. Ce asta? Cyclops? Depth module, mamă! Glumești, exact ce-mi trebuia! Mamă, le găsesc fără să vreau! O să ne putem duce mai adânc cu Cyclops. A, ce prost sunt că nu era... Era Cyclops, nu? Cyclops e nava mare, nu ne trebuie pentru ăla. Cum se numește pentru Seamoth. Ai, 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 lasă că-l găsim noi, trebuie să fie pe undeva așa ăla. Mă bucuram degeaba. Uite că era încă unul, deci era perfect. Așa. Prone suit drill arm. Mâna asta e foarte bună, e pentru un costum, pentru prone suit și să sapi să iei materiale. Mă, ce asta? Am crezut că îmi dă oxigen. Mai explorăm și noi pe aici, dar nu pare că mai e mare lucru. Office chair cred că avem deja. O, dar durează să-l scaneze. Nu-l aveam! Cuarțul ăla de lâncoace, că e binevenit. Și fii atent, pe aici pe undeva sau mai încolo o să fie baza extraterestrilor. Dar nu ăsta e interesul nostru momentan. Și ne mai trebuie un power transmitter. De bine, am ajuns, toate bune. Dar sunt foarte mânios acum pentru că, frate, Seamoth-ul ăsta mă disperă. Adică dăm save și hai să plecăm. Mi s-a luat să mă dau mereu jos din el. Du-te, frate, la 400 de metri încolo. Deja avansăm cu jocul și nu face față Seamoth-ul ăsta. Nu l-am construit ca să stea pe lângă noi degeaba. Așa că hai să facem rost de depth, Seamoth, depth, module, am fost pe aici în episodul anterior, știți că am găurit ușa aia, am luat nu știu ce, dar nu am fost la camera pentru Seamoth. Așa că, reparăm ușița, bam, 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 bam și imediat înăuntru se rezolvă treaba. Chiar vreau să analizez puțin pe aici ce mai găsim. Seamoth fragment, deci, ok, puteai să-mi vezi cum să scraftezi un Seamoth. Era insane, uite asta e, era insane rău de tot, imaginează-ți, ca în Subnautica Below Zero, sau să facă ăștia un joc cu Subnautica în care să reușești să ai tu nava asta, care e imensă și să fie mulți oameni, că avea cameră specială, cred că de Simo, de Cyclops, de tot ce vrei, adică imensă nava, dacă e prea mult pentru un joc, nu știu, zic și eu. Și noi acum suntem bine, avem baterii. Pe aici mai e de explorat, dar o să explorăm altă dată. Nu vreau să venim acum tot episodul și să facem cap-coadă. Ne mai întoarcem noi când mai avem nevoie. Access upgrades. Și e mișto că ți-l dă direct. Boom! 300 de metri. Zici că am cumpărat o subscripție, ca la mașină ceva. Gata, de acum 300 de metri. Adică el era deja construit să țină la 300 de metri, dar nu era, aveam noi de blocat, nu știu. Foarte întuneric oricum. 300 de metri încă nu e de ajuns, o să vă spun sincer, poate un 400, dar... Oh... E Reaper-ul! Wow, 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 wow! Bă, frate, ce caută Reaper-ul aici? Nu, nu, nu! Are you? Bro, vină încoace că stai pe regățile. Ce cauți tu pe mine acum când am upgradat și mai te vrei să fac altul? Și măcar ce se întâmplă cu upgraderul la MK? E vină tu încoace și balanis. Te iei de mine, a? Bă, dar cum a venit de nicăieri și am crezut că mă lasă în pace dacă mă lipesc de navă. Vină că... Dau cu cuțitul ăla al naiba de nebun. Fraieri, nu salvăm și noi? De-aia e jocul cu save. Nu suntem chiar așa... Fraierica Brașoveanu. Mă, dar eu sunt din Brașov, ce înseamnă asta? O, frate, ce se întâmplă, mă? Că hai. E ăla lângă tine, fii atent. Nu știu dacă se mai aude, dar rage așa urât. Ia fiți atenți. Da, mă, e prin apropiere, clar s-a spawnat pentru noi. E un upgrade jumecher rău de tot. Care scanează tot pământul, indiferent că e lumină sau nu. A intrat pe pământ! Mă, frate, voi ați văzut, nu știu cât de întunecat e pe video. Omul meu intră prin pământ! Băi, jine, bun la capăt! Uite-l că intră în pământ! Bă, nu e corect! Eu vă zic că nu e corect! E doar în cărca noastră, stați liniștiți.
E un alt upgrade care, cu care electrocutezi Reaper-ul. Și în momentul în care te mușcă, tu îl electrocutezi și lasă în pace, dar pentru că noi nu-l avem, atunci ne distruge nava direct. Pe aici nu o să mai vină, că prin pietre nu cred că iese, dar ați văzut că intra prin pământ, deci... Și la o navă interesantă, desigur. Ia să vedem noi pe unde ne aflăm corect, ca să aveți un punct de reper. Suntem pe lângă năvuța aia mare, există cuvântul năvuță? O, da, durează, suntem la adâncime prea mare. Ia, suntem, da, cam prin partea asta, în capăt. Acum mă duc în jos sau în sus? Presupun că în jos. E complicat, mă, oceanul. Și gândiți-vă că merg cu o mașinuță de asta, nu... Îți dai seama, n-ai cum să... Volcanic activity. Ok, ok, ok. Bun, hai să ne uităm puțin care e situația. Regele, așa se zice. Power transmitter, baby. Let's go. Lightstick fragment. Nibla prints acquired. Exterior grow bed, aici poți să faci tu plante dacă vrei să faci plante. Să le pui să cultivi diferite chestiuțe. S-a părut interesantă naveta asta. Ce e cu ea? Ce se întâmplă, mă? Poți să intri sau e doar la șto așa? E la șto? A, vezi că poți să-ți faci bază aici. Lightweight high capacity tank. Vezi că îți faci bază aici ca popicu să-ți faci. Foarte ușor. Că tragi direct energia de acolo. Mă, cam asta a fost, cred. Probabil mai sunt chestii de explorat, dar am rămas fără oxigen, dacă observați. Oficial avem ambele iteme. Hai să ne uităm cum se craftează power transmitter-ul ăla. Nu te îngrijora, iubita, că suntem bine. Deci, avem blueprint, ok. Și Cyclops încă nu-l avem. Cyclops Bridge era altceva, mă, ce luam noi. I see now, I see now. Power transmitter, asta e bun. Asta trebuie să se crafteze ușor, știi că trebuie să facem multe. Și magnetita aia și aerogel. Hai înapoi la bază, că e jalete. Am avut un copac gigantic și nu-l găsesc. O fi ăsta? Ne trebuie niște aerogel. Discutam adineauri de el, care se craftează cu nu știu ce spores. Mare grijă dacă veniți vreodată aici, că e gigantic copacul ăsta și nu îl găsești. Bun, asta ne interesează pe noi. Nu mai avem curent, nu... Acesta este un gel sac. Putem să-l luăm cu click stânga și asta vom face, dar cică, e super bine să dai tu cu click dreapta și să iei semințe pe care le plantezi. Dar noi nu suntem foarte interesați de asta. Suntem peste tot pe harta astăzi pentru că vreau să adun chestii importante. Deci, ne uităm după Ruby ca să putem să craftăm acel aerogel. Cred că o să fie puțin dificil. Oh, bine, mă! Da, mă, chiar îl găsești, deci n-ai nicio treabă. Dacă mi-a apărut rețeta aia sau nu. Chiar sunt curios de aerogel. Da, bă! Deci am deblocat rețeta. Ok. Mamă, și ne trebuie mai mult aerogel. Sau? Wait a second, guys. Deci, nu o să craftăm doar unul, cred că două, trei, depinde câte energie îți dă unul singur, aia e toată problema. Sub facecam-ul meu veți găsi câștigătorul de la episodul anterior, care a lăsat un comentariu pur și simplu la video și îl alegem. Este Paul care zice, eu mi-aș dori să apar pe perete, oricum și dacă nu apar, tot respectul meu. Foarte bine, deci DBH Paul. DBH under Paul, e bine dacă aveți nume mai scurte că nu încape la maxim aici. Bun, 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 bun. Aruncam niște chestii din inventar pentru că... Deci tot ce trebuie să faceți pentru episodul viitor sau când mai fac rafturi de alea, lăsați un comentariu la video ăsta, atât. Acum poate dacă lăsați și un like, dacă sunteți de treabă, un subscribe, știi ce zic? Ok, bun, trebuie să mergem să facem rost de magnetită, care nu e prea distractiv de făcut rost. Pentru că, zic, culmea e că noi luăm magnetită exact unde o să spunem cum ar veni power plant-ul. Ceea ce e ciudățel, dar mă rog. Deci, hai să nu mai tai pe video ca să vedeți exact ce se întâmplă. Mă duc sud-est. Și... mă duc sud-est și mă duc în capătul ăsta.
că nu mai știam. Parcă pe aici era. Și e intrarea aia, de-am mai arătat-o eu. Fix în față pe aici, pe lângă perete, parcă... E intrarea clasică, dar trebuie să salvez. Și nu știu cum să fac cu power cell-ul ăla, că e cam pe moarte. Să mai craftez unul, cred. Că nu avem să facem. Da? Bun, hai să ne ducem în abis. De-i pe lângă, down, 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 down. Salvăm de mai multe ori, just to be safe, guys. Și acum începe căutarea, pentru că magnetita asta e destul de mititică, nu o vezi. Și nici nu avem ăla de electricitate, că iar o să... știi cum s-ar zice? Da, tată, sărim din... Passing 200 meters. Da, 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 suntem bine. Două magnetită ne trebuia pentru unul să-l craftăm. Dar noi suntem puțin mai generoși astăzi. O să dăm save. Fii atent câtă magnetită. A, nu e magnetită, altceva ăla. Bun, hai să... Mamă, Sharpe Mew deja e la căutare. Sharpe Mew. Poate dacă suntem mai mici, așa nu ne... Nu ne bagă în seamă. Ia aurul ăla că ne trebuie pentru power transmitter. Și hai să ne uităm puțin. Bine, eu sunt și prostovan că nu mi-am pus casca aia sub 100 de metri. Și acum eu o să pierd mult... Mă chinui pentru cel mai banal item din joc să-l găsesc. Un beacon cu care vedem anumite zone, putem să punem noi nume. Și nici nu știam că nava asta are o ușă care se deschide. Deci nava asta e fix lângă baza noastră, spawn. Da? Și are, e o ușă full întunecată așa ca acum, e lumină pe ea, dar nu vezi. Te dai click stânga și dai open. Deci nu vine să cred că era... Că tot căutam, bă, nu pot să intru în navă. Mă rog. Hai să vedem aici ce. Ar trebui să fie un fragment de beacon, da, uite-l. Că am mai găsit unul în exterior. Da, 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 și unul e în interior. A, erau două înăuntru, deci nu trebuie să te chinui prea tare. Și asta e tot, e un pește. Luăm acasă. Bun, 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 bun. Și are peștele ăsta, eu nu înțeleg, bă, e nebun. Pleacă, bă, non-stop atacă. Îi place lui nava aia, nu știu ce are, ok. Deci, suntem aici și asta tot voiam să fac. Voiam să aruncăm acest beacon. Unde, mă, l-am craftat să sunt nebun la creier. Ok, dropează-l. Actually, nu vreau chiar așa, nu știu, lasă-l pe aici. Bun, și ăstuia îi pui un nume. Bază în lucru cu capa. Frumos. Și el rămâne acolo ca să știm și noi locația, pentru că de ce nu. Tu vii cu mine, pentru că, așa pe noapte, fiți atenți. Noi venim cu itemul acesta, power transmitter, îl punem jos. 3 de 1, bum. Dar stai un pic că mă bate la cap domnișoara aceasta. Stai o secundă să facem și noi să fie bine, că o să ne plimbăm puțin. Bun, deci... Noi punem asta, nu știu de ce, dar cred că n-are energie, cred că de-aia. O să iasă o chestie albastră și se lipește de bază. Așa vom transmite curent. Olă, unde era ăla, că nu mai știu. Avem nevoie de tălică. Așa că vine înapoi. Dar, înainte de toate, trebuie să punem power transmitter-ul, power plant-ul, ca să tragă curent. Și, de aici începe toată schema noastră. Bun, fiți atenți la această schemă. Pentru că, noi avem noroc, deoarece nu trebuie să ne plimbăm prea mult. De ce? Pentru că... Aoleo, e ăla fix lângă noi. Trebuie să ne ascundem așa să nu ne atace cap de nurcă. Ok, stăm aici nedetectați. Deoarece, domnilor și doamnelor, dacă observați foarte atenți, o să iasă foc pe aici, nu știu ce iese, mă rog. Nu ne interesează, pentru că o să venim și o să punem o platformă. Și cred că merge... Ok, nici chiar așa. Aoleo, stai un pic că au pornit ăștia. Cred că puteam să-l pun și pe lângă, dar habar n-am. Da, noi suntem Sigma aici, nu ne pasă. De foc, nu ne pasă de nimic. Și fii atent. Ăsta pornește. Aia, dacă ardem 83 de grade. Bă, murim! Ok, 83 de grade. Sunt multe grade. Sus de tot erau 22, ca idee. Bun, și fiți atenți. O să punem câte 2, 3, 4 și noi o să venim cu un power transmitter.
care acesta, ia uite, deja cum s-a lipit. Cred că o să vină așa, sincer. Da, ca să tragă din toate. Ok, deci, gel sac și cu ruby și mai facem încă un aerogel. Pentru un alt thermal plant. Problema e că l-am văzut pe șobolan că a intrat în ciuperca aia și să ne atace. Deci trebuie să fiu cât de cât atent să mă eschivez așa. Asta mă cam enervează, deci ia dă-mi mie niște apă, de fapt. Ar trebui să be- n-am băut, am băut în joc mai mult decât în viața reală. Nici n-am băut apă de când am început să filmez. Ok. Hai să mai facem încă un thermal plant. O să punem... O să vină cam câte 4 pe platformă. Nici o problemă, suntem la 100 de grade, suntem ok. We're just chilling, guys. Gata, mă, ho. Bun, probabil nu e cel mai optim, dar... Dar it doesn't matter anymore. Ok. E funny că astea nu se distrug niciodată, deci... Deci da. Bun. Hai să vedem cât de sus putem să-l ducem. Oh my god. O, nu te cred că se duce așa sus. O, lasă-mă, bă, în pace, bă. Te-ai găsit tu acum. Bun, fii atent. Stai așa că avem mici probleme. Cred că ăsta se duce, are range atât de mare, n-are sens. Cum are, mă, range atât, că ăla primul când l-am pus n-avea atât. Deci trebuie să pui unul și după aia are range insane, sau? Leacă, bă, de aici urățenie. Fii atent, trebuie să-l lipim cumva de... De acoperiș, nu știu de ce. Eu așa ceva n-am mai pomenit, nu știam care range atât. E insane. Credeam că trebuie să pun 100. Ok. Hai înapoi în simă. Mai luăm o guriță de oxigen și... Stăm bine. Stăm bine, ne trebuie să ne ducem sus de tot. Și sunt curios câtă energie transmitem. Of, frate, unde-l... Eu nu cred așa ceva. Ceva e neregul aici. Oare transmite puțin energie sau... Cum e, bă, ăla legat acolo? Uite, am ieșit fără... Nu prea e bine ce facem. Hai să aduc simotul, că nu am oxigen, că în bază e... Perfect. Păi că ne mai trebuie doar unul, adică... Fii atent aici. What? Deci ăsta se duce până la baza noastră. Păcat că nu pot să not mai repede. Cred că putem să-l punem pe jos, adică n-are treabă. Oh, fii atent, se taie aici. Mamă. Ok. Până la așa aia. Oh, come on. Întrebare întrebătoare, îl mai găsim? Mă, l-am găsit din prima, mă, ce ai? Ia! Ia. Hopa, power restored, all primary systems online? Ia. Mamă, 500 power! Bă, și-am pus doar două, păi dacă fac trei platforme de alea avem forever energie, cred. Holy smokes! Noua bază, boys, este aici. Noua bază este aici. O să... Asta, fii atent. Merge, nu de aici, merge compartimentată, o să ne jucăm puțin cu pereții ăștia, suntem cam pe final de episod și ar să fiu cu voi că mă joc de destul de mult timp. Totul merge compartimentat aici, venim cu titanium și cu mai multe chestii, trebuie să facem niște, actually, trebuie să facem niște pereți de ăștia forjați. Ăsta îl construim așa, fiți atenți. Nu. Doar îl completăm. O, frățic, nu mă lași pe mine să respir o secundă. Noi acum începeam să pierdem energie pentru că apune soarele. Apune ușor, ușor soarele și era cam gata energia. Dar... da, ne mai trebuie niște geam, imediat fac. Și trebuie să mai pun un perete de genul acela. Pentru că...
L-am pus greșit pe ăsta aici, nu trebuie aici. Prima noastră, primul nostru somn în noua bază. Ne băgăm la o nănică, ne întindem. Ce frumos, ce bine e să dorm, bă, nu mai am nici apă. Deci vreau să-mi spuneți părerea voastră sinceră despre bază, sinceră. Avem full jam, avem ăla acolo. Aici vor fi extensiile de bază. De exemplu, putem să ne facem multi-purpose room și la acesta, hai să-l construim să vedeți cum arată. La acesta, mamă, mai lipsește un titanium, vii cu un acoperiș din geam, exact ca aici, și atunci ieși super bine și arată frumos, știi? Multi-purpose room-ul poate să fie o cameră unde dormi, poate să fie cameră cu inventar, cu zi, storage. Singurul inconvenient al meu la momentul de față este că trebuie să compartimentăm camera aceasta. Îmi place ceva așa mai open space, adică m-am jucat puțin pe creative și cred că venim cu niște pereți, punem o ușă aici și după aia trebuie să vedem cu ce decorăm, cam cu aia o să ne ocupăm. Niște pereți de genul, birouri, trebuie să mai căutăm, poate în episoadele viitoare, iteme de decorat. Știi, mai erau niște de alea de suc, vending machine, tablouri, să prindă puțină viață. Și după aia prin părțile laterale, da? Gândiți-vă că putem să mai facem un tunel și mai băgăm încă o cameră de asta, adică poți să faci baza foarte, foarte înaltă. Nu știu ce aș vrea eu să fac, ar fi cumva să mai vin cu un etaj sau nici nu știu. Dar acvariu mai mare, vedem, acolo e mai complicat, trebuie să ne gândim la layout-ul bazei. Dar până acum arată bine, am progresat foarte mult în episodul de astăzi, deși poate dintr-o parte în cealaltă am reușit să suplimentăm baza cu destulă energie și am obținut multe blueprint-uri. Data viitoare, nu știu dacă avem neapărat nevoie de Cyclops, dar poate o să ne ducem să interacționăm puțin cu extraterestri. Data viitoare cred că interacționăm puțin cu extraterestri și mai progresăm și cu povestea, că n-am progresat deloc. Vedem cu Cyclops-ul, vedem alți Leviathani și așa mai departe, dar până acum arată bine. Dați-mi sugestii de idei pentru bază sau cine știe ce mai vreți să vedeți pe serie. De asemenea, like dacă vreți să mai continuăm, dacă nu, ne vedem data viitoare. Pooo!